Proxenia este tot o plantă din familia Chesneriaceae. Ea are nevoie de un loc luminos, cu soare doar, care să fie doar, doar dimineața și seara târziu. Nu trebuie odată pe frunze. În perioada căldura să merge stropită, dar să nu cadă rasele soarele pe frunze, pentru că se ard. Cu pasul unui pulverizator. Proxenia se înmulțește prin frunze, păstar și tije florale. Aici avem, în primul rând, această farfurie. Este ca să mențină frunzele, să mențină rozeta, să nu, să nu se lase frunzele. Se uită doar atunci când pământul este uscat, pentru că în pământ veți găsi un bol care, în cazul în care veți da meșteți, va putrezi. Aici o ieșire răcinie, o cum că trebuie să fie mie împărăci, această plantă a vizit, se mai mult de vizit, iar merge o plantă și cu ajutorul spatei. Se uită doar atunci când pământul este uscat, pentru că în pământ veți găsi un bol care, în cazul în care veți da meșteți, va putrezi. Aici o ieșire răcinie, o cum că trebuie să fie mie împărăci, această plantă a vizit, schimbăm puțin chifeciul, iar merge mutată și cu ajutorul sporii. Se pune sporul în chifeci, de ajutorul chifeciului și se lasă statele din gaura de scurgere. Și se ajută cum vedeți aici. Punem apă în rezervor și planta și ea de acolo exact cât are nevoie. Primul să vă arăt înmulțirea. Am aici o tijă florală. Flora s-a trecut. O să o îndepărtez. Voi tăia oblic codița. Voi tăia oblic codița. Și voi adăuga pământ. Pe care îl voi amesteca cu perlit. Îl trebuie un pământ ușor. Perlitul suge, practic, apa în exces. Absorbe în exces. Punem pământul. Se plantează tija. Apăsăm. Se udă foarte puțin. O punem în pungă sau îi putem adăuga un pahar transparent care să fie găurit pentru a crea efectul de seră. Acum mulțirea prin frunză. Tăiem o frunză sănătoasă. Frunza se mai poate pune și în apă, o lăsăm până face rădăcini. Apoi se poate planta în pământ sau putem lăsa în continuare până formează bulb. Frunzele plantate anul acesta, de exemplu, luna aceasta, probabil că vor înflori la iarnă, dar trebuie să le țineți în vegetație, pentru că bulbul este foarte mic și nu va face față repausului, șocului pe care îl dăm prin repaus. Iarba au nevoie de repaus, se reduc butările toamna. Și se pune planta la întuneric și răcoare. Apoi, începând cu luna februarie, aducem planta la lumină și începem să udăm puțin câte puțin. Dar pe marginea chifeciului, niciodată în mijloc, pentru că riscăm să trăiască bulbul. Acum, se poate mulți și prin lăstar. Să le opre acesta. Se îndepărtează florile. Ca să fie cât mai ușor, toată energia trebuie să meargă către formarea rădăcinilor. Folosim vase mici. La fel, se ude foarte puțin.
se pune în pungă sau, cum am spus mai devreme, se acoperă cu un pahar transparent. Se găurește punga. Deci toamna se taie planta complet și punem vasul la percoarele, cum v-am zis, iar primăvara începem să le schimbăm pământul. Depărtează pământul vechi, se rup un pic rădăcinile. Vasul trebuie să fie doar puțin mai mare decât bulbul, ca să nu ducă la putrezire. Nu prea. E foarte mult pământ. Uitați. Acesta este bulbul. Am pus cam mult pământ aici. Răugă bulbul. Pune pământ. Putem să lăsăm o parte a bulbului afară și la fel se udă pe margine. Acum așteptăm ca planta să răsară și să înflorească. La o umbră. Doar soarele de dimineață este bun pentru coccinii. Ca să nu se ardă fruntea. Acum o să vă arăt și cu ajutorul unui frățișor o să am luat un mesit un pic în apă. O să iau... Încearcă să stai cu fața, cu, mă rog, cu... O să iau polen de pe o floare proaspăt deschisă și o să pun pe pistil. Dacă am procedat corect, se va face capsula și vor forma semințe pe care vor trebui semenate la fel în același pământ. De la asemenea semințelor până la apariția primelor plantuțe, durează cam o lună jumătate. Sunt foarte mici și cresc destul de greu. Au nevoie de...